întorsem înapoi după o jumătate de oră la această colonie care de aici am mutat albinele în alt stup. Și acum aceasta are nevoie de spațiu. Așa, iată, vedem. Cât spațiu, cât loc are nevoie. Odată ce a crescut acești făgurași, e clar că are ceva în... are nevoie de ceva loc. Au crescut. Bun. Luăm și ăsta de aici. Și continui. Mai miroase un pic, ar fi mult. Bun. Mi-era teamă un pic că timolul și că te lasă fără larvari. Iată că în această cantitate care am pus-o eu aici n-are nicio problemă. Ba dimpotrivă, parcă totul arată bine. Totul arată foarte bine. Bine, să scoatem această diafragmă de plastic pe dedesubt, la care am văzut că oricum trec albine. Deci aveau ele un pic de comunicare. Adică aceste două lăzi, două colonii, ele oricum comunicau între ele un pic. Feromonii celor două regine oricum erau cam pe aceeași undă. Să văd ce e de făcut aici. Cum a evoluat matca, ce a făcut. Da, este o ramă cu mâncare. În partea aceasta nu adaug grame, din câte văd eu acum. Aici e nectar proaspăt. Bun. Mai departe. Proaspăt, ouat și nectar. Deci în partea aceasta nu am de ce să umblu. Aici totul e bine, în partea aceasta. Mai putem urmări puietul căpăcit să vedem dacă totul e în regulă și nu ne trezim cu puiet văros, da? Cu toate că se pare că renunțarea la sirop a fost benefică. Da, avem larve, puietul căpăcit arată foarte bine. Totul e ceea ce trebuie. La fel și aici. Da, văd că toate ramele sunt cu puiet.
cu cuiet de extins are unde să-și extindă cuibul. Mă mai interesează ultima ramă. Astea 3. Asta s-ar putea să fie cuiet, așa că îl verific și pe penultima. Avem larve și aici și polen. Da, s-a extins cuibul cu două rame, adică s-a extins el în mod natural. Eu i-am pus ramele și dacă matca a venit și a pontat aici, înseamnă că cuibul s-a extins. Văd că pe această ramă lucrează albina foarte bine. Foarte, foarte bine lucrează albina aici. Interesează dacă a venit matca aici să depună ouă de trântor, da? Vrem, nu vrem, mai e nevoie și de cât un trântor, da? Bine. Deci, după ce am văzut ce voi face la această colonie, o simplă lucrare îi fac, îi bag o ramă bună de oat aici. Mă duc să aduc ramă. Am venit cu ramele. Este și cele mai importante primăvara, ramele, și cu miere, și cele goale. Toate sunt foarte importante. Bine, o ramă bună de oat, este ceva de gen, maronia așa. Astea sunt perfecte, nu sunt negre, totul așa cum trebuie, adică alese. Acum am lucrat la colonii din astea mai babane, dar am pe cei mărunți. Mergem să le facem o vizită după acest film. În următorul film mă duc să fac vizită la cei mărunți. Bine. Așa, asta este o ramă bună de oar. Aici cuibul arată bine, e în regulă. Anul acesta, dacă aveți grijă de albinuțe și le tratați, să nu aveți varoa, atunci veți putea intra în iarnă cu colonii frumoase.
Eu am tot căutat acest lucru, să pot să-i tratez în așa fel încât coloniile de albine să nu mai aibă varoa. Bine, ele au, acum nu știu câți, la tratamentele astea care le-am dat eu. Acum, în primăvară, am reușit să le monitorizez și cei mai mulți păduți ce au căzut la o colonie au fost undeva de 20 de bucăți. Vă dați seama că dacă n-aș fi tratat acum, am mai făcut eu așa ceva de n-am tratat. Și îi lăsam. Acum cu puietul ăsta, plăcile astea de puiet, porcăia varoa prin stup. Era la varoa cu kilogram. Și în toamnă, în august sau în iulie, când tratați, o să vedeți că vă cad 200-300 de varoa. Acele colonii nu poate să intre puternice în iarnă. N-au cum să intre, fiindcă au foarte mulți viruși. Deci dacă în tot sezonul ăsta activ, când ți se pare că stupul e plin cu albină, e frumos așa, arată bine și tu ești cu capul în noi că... și zici că totul e în regulă, nu e chiar așa. Tot timpul să ai în vedere acest aspect de a ține în fru varoa. Acum sunt atâtea tipuri de tratamente și ecologice și ce vi se pare vouă că vi se potrivește, folosiți-le și o să vedeți că totul e în regulă. Bun. Iar a venit cocoșul ăsta să se dea mare pe aici. Bine, gata, este organizat și stupul ăsta. Pune în folie și am cam terminat. Și o să mergem acum, după acest film, merg să vizitez pe cei amărâți, coloniile amărâte. Până data viitoare, numai bine!